vorbiți direct cu premierul. Dacă ați sesizat o ilegalitate sau un abuz din partea angajaților instituțiilor de control, le puteți denunța direct prim-ministrului prin telefon sau la o adresă electronică, începând chiar de astăzi. Fac apel către toți agenții economici, către oameni în general, că atunci când o să aibă parte sau o să existe tentative de abuz din partea organelor de control, să utilizeze acest număr de telefon, va fi o linie directă, va fi administrată sub supravegherea mea personală. Cei care doresc să vorbească direct cu premierul îl pot contacta la numărul de telefon 250152 sau pot expedia un mail pe adresa electronică abuzcontrol@gov.md. Premierul a dat asigurări că angajații care și-au permis să-și depășească atribuțiile de serviciu vor fi sancționați. Ideea a fost pusă pe rol după ce Vlad Filat a sesizat că unii colaboratori ai instituțiilor de control din teritoriu induc în eroare populația spunând că acționează în numele guvernului și la indicațiile premierului. Unii se pricopsesc cu adevărate averi în aceste circumstanțe. Mai uitați-vă foarte atent prin curtea instituțiilor în care activați cu ce mașini vă vin colaboratorii și raportați costul acestor mașini la salariile pe care le primesc. Mai uitați-vă și prin declarațiile de venit care le au colaboratorii. Premierul a anunțat că va semna o dispoziție privind crearea unui grup operativ de lucru care va analiza toate cazurile ce vor fi înregistrate la numărul de telefon sau prin poștă electronică, iar vinovații vor ajunge în instanță de judecată.